Ești gata. Bună ziua, stimați prieteni! Îți bucur să vă salut la sfârșit de săptămână. Nu am făcut de mult discuțiile noastre live, cred că de vreo 3 săptămâni, 3 cred că, aproape o lună. Dumneavoastră, mulți îmi scrieți, domn Dodon, de ce nu ieșiți în live, haideți să discutăm. Suntem în live pe rețelele de socializare. Le mulțumesc și băieților de la privesc.eu pentru live-ul care îl acordă. Mai multe teme s-au acumulat, au venit mai multe întrebări din partea dumneavoastră, eu o să le răspund pe toate și dacă pe parcurs aveți careva întrebări, vă rog să le adresați. Eu vreau să mă opresc ca de obicei la trei subiecte care le consider importante, actuale, după care deja o să răspund că văd când trebuie să vină întrebări cu secetă, cu chestii. Ok, cu ce o să răspunde băieți când ce? Petru Bejan. Trei subiecte a săptămânii care consider că sunt importante. Prima, privatizările. Vreau să comentez pe scurt ceea ce face guvernul cu legile respective. A doilea, cred că subiect foarte important, sunt alegerile prezidențiale. Avem deja mai mulți candidați care s-au anunțat. Și trei, vreau să abordez subiectele ceea ce țin de tendințele geopolitice regionale. Ce se întâmplă în ce se întâmplă în Ucraina. De ce cred că sunt importante? Pentru că ele afectează și vor influența și situația din Republica Moldova. Deci să începem cu ceea ce guvernarea PAS, Maia Sandu, încearcă să facă pe final de mandat. Vedem că încearcă să modifice sau deja sunt proiecte de modificare a legislației care prevede și dă undă verde pentru privatizarea unor active strategice. Lucrul ăsta ne îngrijorează destul de mult. La sfârșit de mandat, înțelegând că riscurile sunt mari dacă vor păstra puterea sau nu în Republica Moldova, la fel cum au făcut alte guverne până la ei, vă aduc aminte Plahotniuc, înainte de a fugi din țară, au avut loc mai multe privatizări de active de stat, inclusiv Casa Presii, care după fuga lui Plahotniuc a fost readus în proprietatea statului. Apropo, mare parte și datorită procurorului general de pe atunci, domnului Stoianoglu. Mă refer la Casa Presii și Cantina Guvernului. Două active strategice din centrul Chișinăului. Păi atât, în cele mai bune tradiții a statului capturat, Maia Sandu face exact, și gașca ei face exact același lucru. Am văzut că din lista obiectelor ce nu pot fi privatizate, adică s-a exclus într-un listă care nu pot fi, s-a inclus în listă care pot fi privatizate, apare Casa Presii, un activ foarte important din centrul Chișinăului. Apare reședințele de la Holiercani, de pe malul Nistrului, care la diferite etape, eu vreau să spun, să vă deschid parantezele, în toamna anului 2019, când Maia Sandu era prim-ministru, eram șef de stat, Maia Sandu, împreună cu Spână, a venit la mine și a spus, hai să privatizăm Holiercani. Eu atunci, fiind șef de stat, a spus categoric, nu se admite. Un activ strategic construit pe timpul încă sovietic, într-un loc cel mai bun de Republica Moldova. Nu că ne costă mult întreținerea. M-am uitat, nu costă așa de mult întreținerea. Ei atunci vreau să-l vândă cuiva. În 2019 eu am fost categoric împotriv. Și vedem că istoria se repetă. Spânul, Maia Sandu, gașca lor, vor să privatizeze Holiercani. Vilele prezidențiale, miniștrilor, și multe alte active care sunt acolo. Mult telecomul apare. Am auzit intenția că cineva vrea să cumpere redurile din nord și nord-vest a României. Știți, este vorba, pofta vine mâncând. După tot bespredelul care l-a făcut la aeroport, au văzut că nu prea le merge, dar insistă până la capăt, vor la sfârșit de mandat să mai iei ce mai este bun în această țară. Noi, socialiștii, suntem categoric împotriva acestei abordări. Noi considerăm că activele strategice trebuie să rămână în proprietatea statului. Se referă și la reduri și la Mol Telecom și active importante din centrul Chișinăului ca să presă vis-a-vis de clădirea guvernului. Noi vom ataca la Curtea Constituțională aceste prevederi. Dar vreau să preîntâmpin cei investitori care încearcă să se bage în aceste scheme. Nu se merită. Vor fi dosare penale.
vor fi procese de judecată și aceste active vor reveni în proprietatea statului. Deci, un sfat prietenesc, nu vă aventurați în schemele lui Spânu and Company. Pentru că ei pleacă de la guvernare. În această toamnă, în anul viitor. Și toate aceste scheme vor fi în vizorul Procuraturii Generale. Ați văzut, după ce au vândut stadionul din centrul Chișinăului cu 35-36 de milionar de euro, dar prețul unui ar acolo pe strada București este de 3 ori mai mare, 100 de mii de euro. Apropo, acesta tot va fi subiectul unor investigații. Chiar dacă au luat-o americani. S-au apucat de teatre, s-au apucat de tipografii. Teatrele stau în centrul Chișinăului, deci activele teatrului ușor le-ai vândut, pământul în centru, e scump. Ca spitalul care ei vor să-l vândă terenul, Toma Ciorba. Deci, încă o dată, mesaj către investitori, nu se merită. Iar către guvernare, nu, mai sunt un timp ce îmblă cu fotosesii prin UE, mai bine ar sta acasă. Diferiți cu cereavă și aduvancii, să grăbesc să vândă ceea ce mai rămas. Și încă un subiect important, deciziile protocolare. Încă un scandal care a apărut zilele acestea, că ceea ce nu știu, care nu înțeleg, eu să vă spun așa mai ei. Să înțelegeți. Au modificat legislația ca avizile la legi și multe alte lucruri importante, guvernul să nu le apropie prin hotărâri de guvern, dar prin decizii protocolare, în regim închis. În primul rând, aceasta este anticonstituțional. Și pe acest subiect vom merge la Curtea Constituțională în timpul cel mai apropiat, noi socialiști. Dar eu mă întreb, eu am lucrat în Guvernul Republicii Moldova din 2005 până în 2009, 4 ani. Erau băieți acolo, juriști, deștepți, care au lucrat 10 de ani. Chiar nu a mai rămas niciun om normal acolo care înțelege că ăsta e bred total. Cu faptul că Recean vrea să ascundă de discuții publice unele subiecte de interes public, lucrul ăsta noi l-am înțeles. Dar cei care activați în guvern, doar ăsta nu e ilegal. Voi puteți să-i opriți, sau mă creșiți cu mesaje publice, că așa lucru este ilegal. Păi uitați-vă, stimați concetățeni, dragi prieteni, ce fac eu pe sfârșit de mandat. Deoarece nu este situație excepțională și nu pot utiliza Comisia situații excepționale, fac decizii ilegale, protocolare în guvern pe închis, fără avizare guvernului și fără pune în discuții publice, și urgent mai privatizați, vor să privatizeze ceea ce a rămas în acest stat. Știți cum este anecdotul acela? Înainte de перед смертью не насытишься. Poate va ajunge. Maia în pas, companie. Poate va ajunge. Mesaj către cei care execută aceste indicații ilegale. Voi înțelegeți cu ce riscați? Eu repet, o bună parte din ei vor fugi din țară. Vor fi dați în căutări internaționale. Dar voi veți rămâne aici și veți răspunde pentru ei. Mai bine plecați din funcții. Atunci când vă impun să luați astfel de decizii. Alegerile prezidențiale. Intrăm în febra electorală. Prima a intrat Maia Sandu, încă de anul trecut, înainte ei încă și USAT, îmi pare că a intrat. Interesantă situație cu alegerile prezidențiale. Eu am promis că nu o să atac și nu o să răspund atacurilor celor care s-au declarat candidați în campania electorală, dar voi fi nevoit unora să-i pun la punct. În primul rând, vă aduceți aminte, da, apropo, avem circa 9-10 candidați deja. 10 candidați avem, pot să vă citesc, dar nu vreau să fac publicitate. Ieri și domnul Belostecnic merge din partea fostului PD. Domnul rector, cu toată stima și domnul profesor, cu toată stima și respectul față de... Știți, noi avem relații foarte bune cu domnul Belostecnic. Noi are o experiență foarte vastă, dar sper foarte mult că această mișcare nu face parte dintr-o schemă pusă la punct cu Maia Sandu. Ca înainte de primul tur să vă retrageți în favoarea Maia Sandu. Chiar e o provocare, vreau să văd. Dar avem circa 10 deja candidați, probabil vor mai fi. Ce interesant, o bună parte din ei, cei care s-au lansat, pe parcursul ultimilor 6 luni, un an de zile, mă atacau pe mine.
Dodon nu vrea candidat unic să fie, Dodon are ambiții nesănătoase, să bagă cu orice preț. Dar ce este mas prieteni? Eu nu am intrat în campanie electorală. Eu am propus un candidat unic, ne membru de partid. Ce a urmat? O bună parte din voi v-ați lansat în campanie electorală. Păi care a fost scopul acestor discuții despre candidat unic, mese rotunde? Scopul a fost să nu participe Dodon? V-ați prins? Din nou, nu o să dau nume. Dar lucrul ăsta e prea evident. Eu vreau să vin cu câteva mesaje, în primul rând un mesaj către susținătorii noștri, susținătorii mei personali, care am zeci de mesaje, sute. Domnule Dodon, eu credeam că o să fiți dumneavoastră candidat. Stimați prieteni, dragi prieteni, eu nu plec nicăieri. Noi vom da lupta la alegeri prezidențiale cu candidatul independent, cu domnul Stoianoglu. Și va fi o surpriză neplăcută pentru toți. Știu că unii își desenează deja turul 2, că li s-a deschis portița, diferiți avantiuriști politici. Noi avem măsurările interne. De curs de 10 zile ratingul lui Sata a scăzut, Stoianoglu a crescut de câteva ori. Stoianoglu va fi în turul 2 cu Maia Sandu. De ce, stimați prieteni, sunători ai Partidului Socialiștilor, ai mei personali, eu vă îndemn să fim uniți în jurul unui candidat unic, care va trece în turul 2 și sondajele deja arată, el este plasat pe locul 2 în sondaje, inclusiv în sondajele PAS-ului, care eu am acces la acest sondaj. Și asta doar în decurs de o săptămână după ce a fost anunțată această candidatură. Mai departe va fi și mai bine. Preferințele oamenilor vor fi în creștere. Deci vă îndemn să ne unim toți în jurul acestui candidat. Ce sunt de Dodon în fruntea PSRM-ului? Noi avem alegeri prezidențiale. Noi vom forma următorul guvern în Republica Moldova, care va fi reprezentată de un președinte al tuturor. Nu a unui partid, PAS sau PSRM. Un președinte al tuturor. Care, eu sper și sunt sigur, va fi domnul Stoianoglu. Acum ce sunt de PAS? PAS-ul merge în această campanie electorală cu doi candidați. Unul este Maia Sandu, al doilea este Renata Usată. Repet, PAS-ul merge cu doi candidați. Și noi vedem cum îl favorizează PAS-ul pe al doilea candidat. Imaginați-vă că oricare concurent electoral își permitea să arunce milioane de lei pentru cluburi de fotbal, pentru alte acțiuni de caritate în Republica Moldova sub regimul Maia Sandu. Ce se întâmpla? Vă spun. Dosare penale, finanțare ilegală, începere campanii electorale înainte de timp și multe, multe altele. Ce se întâmplă cu aventurierul Balabol? Absolut nimic. Toate televiziunile PAS-ului promovează mesajele. De ce? Pentru că este candidatul PAS-ului cel mai convenabil pentru Maia Sandu. Ei se tem de Stoianoglu. De ce celor care analizează alegătorii noștri de stângă, vreau să vă spun un mesaj foarte clar. Usată și-a pregătit al doilea buchet galben de trandafiri pentru a felicita pe Maia Sandu cu al doilea mandat. Așa cum a făcut-o 4 ani în urmă, când a jucat rolul respectiv în campania electorală din 2020 împotriva mea. Acum va face același lucru împotriva lui Stoianoglu. Eu cred că noi moldovenii avem înțelepciune și înțelegem acest lucru. Eu voi merge din sat în sat și voi explica acest lucru. Vom merge din casă în casă pentru a spune lucrurilor pe nume. De ce în această campanie electorală, care nu va fi deloc simplă, PAS-ul merge cu doi candidați, unul este Maia Sandu, al doilea este Renata Usată, favoritul Maia Sandu în această campanie electorală. De ce? Pentru că doar de la el Maia Sandu poate câștiga în turul 2. Restul cu oricare care va ieși în turul 2, Maia Sandu va pierde. Și eu sper că moldovenii acest lucru vor înțelege. Suntem la început de campanie electorală, vom mai discuta la acest subiect, vom veni și cu detalii, dar eu cred în înțelepciunea moldovenilor.
Și al treilea subiect, tendințele geopolitice regionale. Uitați-vă, niște lucruri foarte interesante se întâmplă care vor afecta și situația din Republica Moldova și sunt în dezavantajul actualei guvernări și personal dezavantajul Maia Sandu. În primul rând, ce se întâmplă în Uniunea Europeană, a rămas aceeași conducere, practic, și noi vedem o abordare, în opinia mea, periculoasă pentru noi toți. Noua conducere a Uniunii Europeană este axată pe militarizare. NATO, militarizare. Ați văzut diferite mesaje și din partea Maia Sandu și din partea guvernării. Eu vreau să o întreb pe Maia Sandu, personal și pe guvernare. De ce nu sunteți sinceri cu cetățenii? Vă temeți că veți pierde alegerile? Eu vă provoc să fiți sinceri. Dar realitatea este următoare. Doamna Maia Sandu a promis și va merge mai departe cu militarizarea Republicii Moldova și apropierea de NATO. Asta înseamnă război. Și al doilea lucru foarte important care noi moldovenii trebuie să înțelegem. Se insistă pe introducerea principiilor și promovarea LGBT-ului în școli și grădinițe. Eu nu sperie pe nimeni. Eu vă provoc pe cei de la guvernare. Fiți sinceri. Hai spuneți sincer. Noi avem copiile scrisorilor care voi le-ați transmis în toate ministerele și tatonați deja terenul. Noi știm că discutați cu directori de școli pentru implementarea acestor principii. Repet, minorități sexuale, principiile promovarea în școli și grădinițe. Sunt scrisori oficiale semnate de către ministeri. Maia Sandu și guvernarea roagă pe cei de la Bruxelles să nu insiste acum și promit că vor implementa imediat după alegeri. Dragi concetățeni din țară și cei din diaspora, apropo, cei din diaspora, din Italia, am rude acolo, știu că asta cel mai mult vă deranjează când pe copii la grădiniță încep să-i zombeze cu aceste mesaje. Voi trebuie să înțelegeți că Maia Sandu, aceasta înseamnă militarizare, cale spre război, și înseamnă introducerea tuturor acestor valori care nouă nu-mi trebuiesc în școli și grădinițe de Republica Moldova. Eu am preîntâmpinat despre unele lucruri 4 ani în urmă. Unde atunci nu m-ați crezut. Eu insist să vă gândiți foarte atent acum. Și repet, îi provoc pe cei de la guvernare. Spuneți, sincer, ați transmis sau nu scrisori către ministerii pentru a tatona, pentru a cere un plan de acțiune de implementare a promovării LGBT-ului în societatea moldovenească? Chiar vreau să văd. Dacă nu, eu cred că în timpul apropiat noi o să publicăm aceste scrisori. Deci, în UE se întâmplă ce se întâmplă. În Statele Unite, cu regret, am văzut această tentativă împotriva candidatului la funcție de președinte, domnul Trump. Transmitem toată susținerea și condamnăm aceste grave atacuri în campanie electorală. Apropo, ele sunt cauzate de acea atmosferă de ură creată de politicieni. Cu regret avem aceeași situație în Republica Moldova, atmosferă de ură semănată de Maia Sandu și de echipa sa. Toți care nu sunt de acord cu ea sunt dușmani, semănă Kremlinului, sunt oligarhi, sunt bandiți. Doamna Sandu, dumneavoastră semănați ură în societatea moldovenească, care poate să se întoarcă cu un bumerang nedorit. Noi nu dorim acest lucru. Noi dorim liniște și pace în societatea moldovenească. Dar ceea ce se întâmplă în Statele Unite, ceea ce se întâmplă în UE, ceea ce se întâmplă în alte părți, ceea ce se întâmplă în regiune, în UE sunt și alte voci, este Orban, este Fitz, vor mai fi și alții, arată că situația se mișcă spre un scenariu nedorit pentru Maia Sandu și globaliști. Și pentru sorosiști va fi o situație dificilă. Dar noi la guvernare avem sorosiști. Avem ungiști, cu care trebuie să ne clarificăm după alegeri. Ca un instrument care influențează politica statului și, de fapt, este în afara oricărui control. De ce credeți că Maia Sandu a numit alegerile pe data de 20 octombrie? Pentru că a doilea tur să fie pe 3 noiembrie. De ce pe 3 noiembrie?
Pentru că pe 5 noiembrie sunt alegerile în Statele Unite ale Americii. Ea înțelege că după alegerile din SUA se vor schimba lucrurile și nu avea acea susținere internațională. Și aici a încercat să meargă cu șmecherie. Dar nu o va ajuta. De ce ne așteaptă, stimați prieteni, niște tendințe mondiale și regionale foarte importante, în dezavantajul Mai Sandu și actualei guvernări, ceea ce vor duce la schimbarea situației în regiune, inclusiv și în Ucraina. Eu nu cred că până la sfârșitul acestui an, dar în prima jumătate a anului viitor, eu sunt ferm convins că se va ajunge la un tratat de pace. Vor fi negocieri și acest război va fi oprit. Noi condamnăm război, știți poziția mea. Noi avem nevoie de pace și în Republica Moldova și în regiune. Asta e ceea ce am vrut să vă spun, 20 de minute, și acum haideți rapid să răspundem la câteva întrebări. Petru Bejan, bună dimineața, domnule, cum ne vom confrunta cu seceta, că este tot mai evident în ultimii ani, la rând, în unele raioane, mai ales sudul Moldovei. Ce părere aveți? Domnul Bejan, noi în 2019-2020, guvernul nostru, guvernul socialiștilor, a aprobat și un concept de program național în ceea ce ține restabilirea sistemelor de irigare. Noi nu avem alte soluții. Noi trebuie să investim în sistemele de irigare. Evident, aici este o abordare mult mai complexă, pentru că avem probleme pe râul Nistru, cauzate inclusiv de bunii noștri prieteni din Ucraina, ceea ce fac în nordul Republicii Moldova pe Nistru. Deci, unica soluție este să investim în sistemele de irigare. Cu regret, seceta nu este ceva nou pentru Republica Moldova, pentru acest pământ. În timpul sovietic, la fel a fost seceta. Și atunci s-a luat decizie și a fost program sovietic, socialist, național, și s-au făcut sisteme de irigare enorme în toată țara. Păi că noi la aceasta trebuie să revenim. Și decât să cheltuim sute de milioane de lei pe radare, care prind muște, pentru a satisface ambițiile nesănătoase a Mai Sandu de a se apropia din NATO, mai bine să investim în sistemele de irigare. Adică noi vom face acest lucru. Noi, socialiștii, care vom fi la guvernare în anul următor. Олег, почему в РФ не открывается больше участков для выборов? Олег, потому что это решение принимает правительство. И Майя Санду. Дай Бог, чтобы они открыли хотя бы 4-5 участков. И наша задача, те, которые там работают, наверное, вы там находитесь, в Российской Федерации, чтобы на этих участков пришли максимальное количество наших граждан. Если будет 5 участков, умножьте на 5 тысяч бюллетеней, это 25 тысяч человек. 25 тысяч – это почти 2%, 1,2%, 1,4%. Поэтому больше они не откроют, они боятся. Почему не откроют, это понятно. Потому что они знают, что там будут голосовать против них. Поэтому они принимают решение открывать больше участков там, в Европе. Но они не понимают, что в Европе тоже будут голосовать против них. Это их не спасет. Рената Усатый заявил, что выдвижаемый президент Стайноглу, вы открыли ему не просто калитку, второго ворота, а второй тур. Как можете прокомментировать это заявление? Ну, я прокомментировал на русском языке. Давайте я на молдавском еще раз на русском. На молдавском сказал, давайте на русском еще раз скажу. У ПАС на этих выборах есть два кандидата. Майя Санду и Ренат Усатый. Все телевидения ПАС каждый вечер показывают Усатого. Абсолютно все. Он там пытается там что-то заигрывать, чтобы она вон против Майя Санду. Нет, он подготовил второй букет желтых роз, как 4 года назад, чтобы поздравить Майю Санду. Он будет играть роль троянского коня против оппозиции. Задача Майя Санду, если не выиграть в первом туре, то выйти во втором туре именно с Усатом, потому что только у него она может победить. Я очень надеюсь, что наши граждане, в первую очередь из севера страны, я пройду север пешком, чтобы это объяснить нашим гражданам. Единственный достойный кандидат, который может выиграть у Майи Санду, это Александр Стайноглу. Народный кандидат, которого должны поддержать все. Валерий Фурдуй, Буназива, Ацвостр Чентла Москва, Чац Фукут, Уэрри Цавуту, Визит Привата, Визит Арико, Коннотация Электорала, Вамуцумим, Дереспонс, Скуртла Субъект. Дону Валерию, нужно не унявиться ша информации, dar eu răspund la toate întrebările care mi se acordă. Da, am fost într-o vizită la Moscova. Eu în fiecare lună am câte o lecție publică la Universitatea Sberbankului. M-a rugat domnul Grev, deci eu odată în lună merg și am o lecție la Universitatea Sberbankului. Întrevederi cu conotații electorale nu am avut, dar nici nu are sens pentru ce. Așa că acesta este răspunsul la întrebarea noastră.
Судьба республиканского стадиона окончательно решена. Вчера парламентское большинство проголосовало за продажу этого участка США. К сожалению, вчера парламент это решение узаконил. Есть много вопросов, мы это обсуждали не раз по поводу этого решения. Я считаю, что этот участок можно было использовать для нужд кишиневцев, построить парк, хороший парк, какой-то спортивный комплекс. Но ПАС, а до них Плохотнюк, Демократическая партия, решила иначе. Потому что это проект не сегодняшнего дня. Этот проект был запущен еще в 2018-2019 году. Еще раньше правительство Лянка, если не ошибаюсь, а потом правительство Филиппа, Демпартии, узаконило постановлением парламента. Поставим вопрос в этом вопросе или нет? Я считаю, что вопрос, то есть точка не поставлена. Точка в этом вопросе не поставлена. Потому что для строительства нужно решение еще муниципального совета. Конечно, есть подозрение, что ПАС имеет там большинство. Интересно, как поведет себя фракция Чебана, ну, мэра Кишинева. Потому что мы видим, что они тоже пытаются как-то дружить с Западом. У них вдвоем хватает голосов. Мы, социалисты, за то, чтобы построить там вот такие сооружения, мы голосовать в муниципальном совете не будем. Поэтому я думаю, что там еще обсуждения этого вопроса будут. Надя Филимонов. Домдон так пришените винистую ногу. Во Филима Молдомецк, мира по на Винисанду Лакондучере. Дом на Филимонов. Я рекомендую читать интервью домнули стою ногу, Карифос публикат, ланча путу, а чести септамынь. Дюднелуй шекспуни позиция. Дарю шекспун позиция партидлую сучелишлок. Мы консидерем кен Република Молдова, лимба дистатисти, лимба молдовинеск. Парламенту апробату дичизе илегалы, кен прин леджи, а рединуми тоате, антрут смотивкарин тоате леджи, лишь аскембата лимба румара. Мы консидерем кен чест лукра есть илегал. De ce în următor parlament socialiștii vor face tot posibil pentru a anula această lege și a reveni la norma constituțională. Constituția spune foarte clar, limba de stat este limba moldovenească. Și punct. Apropo, peste 60-70% din cetățenii Republicii Moldova tot așa consideră. Сергей Чебан, Стеногла надо больше общаться с людьми. Его не видно, к сожалению. Вы будете ему помогать. Сергей, насколько я знаю, народный кандидат Стояногла проводит сейчас встречи с разными лидерами общественного мнения, партийных лидеров. Мы в этом не участвуем. Я считаю, что это правильно. Было очень много вопросов, почему Стояногла вышел на пресс-конференции здесь со мной в партии социалистов. Я нахожусь в офисе партии социалистов сейчас. Мы это сделали для того, чтобы люди осознали серьезность наших намерений. Чтобы люди поняли, что Дадон и партия социалистов не играет в какие-то игры. И это дало уже эффект, мы видим по опросам. Поэтому я уверен, что Стояногла будет общаться очень активно по всем населенным пунктам. Там, где это общение, или там, где к этому общению будет необходимость мое участие, я вам обещаю, что я буду везде, в каждом населенном пункте. Конечно, я ему буду помогать. Здесь вы задали вопрос. Конечно, буду помогать. И вся партия социалистов будет в этом участвовать. Но мы очень надеемся, что к нам присоединятся уже в первом туре и другие серьезные политические силы. Господин Стояногла, сейчас Александр Мич ведет переговоры об этом. Эти переговоры, это общение, вот и разговоры должен вести именно он, как народный кандидат. Повторюсь, я лично, представители партии в этом не должны на данном этапе принять участие. Если кто-то согласится объединиться с нами для поддержки этого кандидата, мы будем только рады. И мы призываем еще раз, чтобы это произошло. Если не согласятся, но хотя бы мы должны договориться об единой стратегии в первом туре. Пакт о ненападении, как хотите. Понятно, есть два кандидата власти, Майя Санду и Рената Усаты. Но остальные мы можем договориться между собой, для того, чтобы не было атаки между нами. И объединиться во втором туре против Майя Санду. Эдуард Бренич. Бойкотировать референдум или голосовать против? Эдуард, партия социалистов приняла свою позицию. Я давайте вот чуть-чуть...
детальнее об этом выскажусь, для того, чтобы было понятно. Потому что и у нас внутри партии есть разные мнения. И были разные мнения. Кто-то говорит, что давайте лучше будем участвовать и голосовать против. Я выскажу, почему мы считаем, что нужно бойкотировать. Если вся оппозиция, включая партии ШОР, коммунистов, которые приняли другое решение пока что, если мы все вместе будем бойкотировать референдум, шансов, чтобы явки не было 33%, очень большие. Потому что у Майи Санду нету больше 500-600 тысяч голосов в первом туре. А ей нужно 970 тысяч. Вот когда вы участвуете, берете бюллетень и голосуете против, вы добавляете те 200-300 тысяч голосов, что нужно Майи Санду для кворума. Поэтому наша позиция, не надо в этом участвовать, тем более это незаконно. А если они все-таки обеспечат явку за счет диаспоры, то это тоже проигрыш Майи Санду, потому что внутри страны люди будут бойкотировать. Поэтому мы вас просим и предлагаем не брать бюллетени. Не надо участвовать в этих незаконных схемах Майи Санду, тем более что это ничего не решает. Это не про ЕС. Это инструмент, придуманный Майи Санду для того, чтобы обеспечить себе больше голосов и попытаться выиграть с первого тура. Вот только и все. Я думаю, что я очень надеюсь, что и другие оппозиционные силы это поймут. Я думаю, что есть реальные шансы, что где-то в сентябре мы все вместе, все оппозиционные партии приняли единое правильное решение. Чтобы была единая позиция, чтобы не вводить в заблуждение с разным подходом. Поэтому мы знаем, что есть позиции ряда партий, что нужно брать и голосовать против. У нас есть своя позиция, мы считаем, что не надо участвовать в этом незаконном референдуме. Но мы будем работать и с другими оппозиционными партиями, чтобы как можно ближе. У нас есть еще 3 месяца, сегодня 19 число. У нас есть время для того, чтобы разработать и предложить вам единый подход от всей оппозиции. Будем работать в этом направлении. Что думаете по поводу реакции на выдвижение президента представителей женского пола Ирины Влах и Натальи Морари? Ну, во-первых, я хочу поприветствовать участие всех, кто принял такое решение. Ну, раз не согласны поддержать единого народного кандидата, еще раз, я понимаю интересы политические каждого из тех, который выдвинулся в президенты. Мы понимаем, что в следующем году парламентские выборы. Поэтому мы должны, несмотря ни на что, мы должны с пониманием относиться к этим решениям. И Ирины Влах, и Натальи Морари, и там и других. А то, что участвует больше женщин, ну, что здесь плохого? Как говорит один мой партийный коллега, женщин не должно быть много, женщин должно быть достаточно. Поэтому хорошо, что участвует и Ирина Федоровна, и Наталья. Я думаю, что они внесут какую-то новую лепту, какую-то яркость в этих президентских выборах. Поэтому, еще раз, если мы не сможем договориться до 20 сентября для того, чтобы... Я не случайно сказал 20 сентября, для того, чтобы поддержать единого кандидата, ну тогда пусть каждый идет на выборы, получит те голоса, за которых он будет бороться, но... Мы должны принципиально договориться, что у нас у всех единая цель поменять эту власть из Республики Молдова. Во втором туре нужно поддержать кандидата от оппозиции. Повторюсь, у власти 2 кандидата, Майи Санду и Усатый. Остальные на данном этапе это кандидаты от оппозиции. Голосуйте за кого хотите, только не за кандидатов от власти. Конечно, будем призывать голосовать за народного кандидата Александра Мича Стального. Друзья, это был наш эфир. Вам большое спасибо. Вам усмес мулпин трунтребер. Консумат сапан. И калт. И у нас факт прогнозе. Метео кумфачен мультимутим майя сандуши. Домну речан. И науку все купа. Сам чарк с факт пиаш пиаста. Дар вицатенц. Авец грижли чая пропиаца. Ши куда мне жут. Тот в афибиде.